Începând de luni, Spitalul Județean de Urgență Buzău va avea un nou director medical. Mandatul de 2 ani al doctorului Stanciu Paraschi va expira la finalul lunii martie, situație care a coincis cu atingerea vârstei de pensionare a acestuia, după care, potrivit legii, nu mai poate îndeplini funcții de conducere. În aceste condiții, în ultima perioadă, reprezentanții celei mai mari unități spitalicești din județ au căutat persoana potrivită pentru preluarea atribuțiilor acestei funcții. Mai mulți medici cu experiență au refuzat însă propunerea. Am purtat discuții cu mai mulți medici din spital. Unii cu experiență mai mare, fiind șef de secție, au refuzat pentru că s-au concentrat asupra secției și a mers pe premiza un lucru care merge bine, n-aș vrea să-l destabilizez. Și din toată analiza care am făcut-o, m-am orientat, iar propunerea mea a fost către domnul doctor Porumb, medic primar pe secția ortopedie, care este un medic tânăr cu perspective foarte mari. Am ținut cont de disponibilitatea dânsului pentru că nu lucrează în privat. În cele din urmă, doctorul Dragoș Porumb, medic ortoped, a acceptat propunerea conducerii Spitalului Județean. Numirea în această funcție trebuie avizată însă de Consiliul Județean. Dacă răspunsul va veni rapid, medicul Porumb își va primi imediat atribuțiile. A venit pe nepregătite vestea și trebuie să mă adun un pic. Da, în principiu ar trebui să... Principalul obiectiv este creșterea calității serviciilor pentru pacienți, primul lucru. Celălalt aspect, organizatorice, vin de la sine, o să discut cu domnul manager în continuare, dar principala problemă sunt pacienții, să fie mulțumiți și să Spitalul Buzău să fie cotat cât mai bine. Medicul ortoped Dragoș Porumb, în vârstă de 45 de ani, va îndeplini funcția de director medical în regim de interimat timp de 6 luni, după care se va organiza concurs pentru ocuparea acestui post.